Dimineața, băi, amicii mei, băi, tovarășii mei, se lasă cu ora, cred că e 8, nu știu cât e, că n-am cum să mă uit la ceas, că am telefonul în mână, și filmez. Băi, băieții, am un anunț special pentru voi, sunt cam trist astăzi pentru că trebuie să pun calculatorul la vânzare, un gamaș. De fapt, nu să-l pun la vânzare, să-l pun la curier, pentru că i-a sosit vremea. Da. Se duce și ăsta pe drumul lui. Nu vă spun prețul cu cât l-am dat, dar l-am dat cu un preț mai de nimic, așa, dar oricum mai pun eu niște bani din buzunarul meu și îl mai vând și pe celălalt, că mai am unul de vândut, și o să fac un PC tun. Așa că nu uitați să apăsați și voi pe butonașul ăla de like la videoclipul acesta și eu vă las că trebuie să ajung la gară cât mai repede. Voi, prietenașii mei, spun și dragi, am ajuns la Craiova, dar a intervenit o mică mare problemă. Comanda de pe OLX la cumpărătorul meu pentru calculator. Așa, acum să nu mă certați că nu v-am spus pe YouTube că îl vând sau că ceva, pentru că n-am vrut eu să vă spun. Na, n-avea nici rost. Plus că am băgat și numărul meu la comandă, la ăsta, la anunț, și după aia n-aveam chef să... Așa. Bă, ideea este felul următor. Trebuie să mă îndrept acum către Auchan să-mi iau piesele pentru nou PC, carcasă, sursă, SSD, toate cele, și să mă întorc acasă să refac comanda, să vorbesc cu cumpărătorul să o refacă, pentru că atât de incult sunt și prost, încât pe adresă, la preluare de la curier, am scris Bulevard Oltenia, bla bla bla. Înțelegeți voi. Știți? Și nu am pus apartamentul și scara. Și acum trebuie să refac comanda și să vină curierul mai târziu decât trebuia să vină. Am făcut o mare încurcătură. Nici n-am apucat să-mi beau și eu cafelul, s-a liniștit în dimineața asta. Ia zi, frate. Salut, frate. Salut. Ce drept să facem? Hai! Ne descurcăm cum putem. Băi, băieți, vă sfătuiesc eu un lucru. Graba strică treaba, om. Nu vă mai grăbiți când faceți ceva, că eu așa am făcut, m-am grăbit și cu nou PC, să iau piesele repede, am încurcat comenzile, acum și cu asta am încurcat, n-am scris scara și apartamentul, deci o mare, mare încurcătură, mai mare decât mine. Am avut și zile mari. Am avut. Haideți că vă mai țin la curent cu ce se întâmplă, cu ce se petrece. Abia așa să scap de stresul ăsta, că cred că mi-albește și barba. Deja mi-a albit. Gata, ui, băieți, am luat aici frumos carcasa, bă, de cam mic, cum, nu, cam așa. Buță, parcă vezi că nu iau ăștia loc. Lasă vreo de care. Sigur? Foarte sigur. Și ușor. Dar îmi place care butonul ăsta aici, am mâncat și poate. S-a pus așa la cheta. Bă, dar unde este videoul? Bine, mulțumesc. Acum trebuie să mergem acasă să le montăm, să punem sursa pe ea, să vedem și cum se aprinde, cum alea, cum alea. Și după aia mai venim. Foarte fericit mi-e doar, te iau. Fac și-o calculatorul acum țipă. Să vedeți după aia videoclipuri de faine în cerup. Nu mă mai scoateți din casă. Mă angajez camera, mai mi-e dure. Te angajez, da? Hai să mergem. Hai. A sosit momentul, băieți. Ia să vedem. Mamă, ce s-a pus pe aici. Cu grijă, mi-e dure, cu grijă. Ia mintu. Te spart, mă? E cam căluț. Mamă, s-a terminat, mi dure. Bă, s-a terminat, mi dure. S-a terminat, mi dure. Poate și ideea. Și cum o pun eu după așa. La setup de gaming așa. Mamă, putoam mama în gura ei. Ce? Păi trebuie să pun sus aici, ascuns, scoaie. Și care ideea? Dar nu merge să o pun jos. Nu știu, și ce? Păi vreau jos, scoaie. Și care e diferența? Dar nu merge jos, că aici e suport pentru placa video. Și care ideea? Păi nu-mi place sus cu ea, scoaie. Ce nu? Să vezi ce cameraman e pe vai de steagul lui Fagau. Avem aici un SSD pe M2, băieții, de 200 și ceva de giga. Așa. Avem și o plăcuță de RAM de la G-Skill, DDR4 2400 frecvență, 8 GB RAM. Așa. Și asta o lăsăm. Și pe ăsta vine deasupra. Nu.
Așa, gata, cam asta a fost tot. Veți între timp s-a alăturat aici și domnul Boschete, care e în kilo și nu vrea să-l arăt. Băieți, vă arăt ceva. Ia sosit timp. Gata, aici avem placa video aici separată mână, și aici avem PC-ul. Sincer să vă zic, băieți, e a patra mână în care intră calculatorul ăsta. Bercică, Parpandel, Midu și noul cumpărător. Dar să știți că e un PC de nota 2000. Pe mine m-a servit. Deci pe mine chiar m-a servit mereu și nu m-a supărat cu nimica. Doar că i-a sosit lui vremea să-l dau pentru că vreau ceva mai bun și necesită mai multe investiții. Ceva frumos. Aia de la Ceaușescu. Aia, lasă dreptul pe aia, că aia trebuie să văd că eu dau. A, băieți, dacă sunteți interesați, am aici un pre-bill din ăsta. Sau cum zice, oare, un kit din ăsta. Am și sursă pe el, procesorii 53470, placa de bază nu știu de care e, placa video e un... ce e, mă? De cât e puterea la aia? De un giga? De cât e? Nu are niciun giga. 512, na. Am și un DVD care poți să bași și CD în el, ROM, din ăla și hard. Deci, dacă sunteți interesați, cer 350 de lei pe el. Gata, băieții! Sănătate! Nasul cur la mine! Gata, băieți, a ajuns și comanda cu procesorul și cu placa de bază. Din păcate, PC-ul lui Parpandel a plecat. Da, e destul de nașpa situația, îmi pare rău de el, dar haide să nu ne încărcăm acum cu energie negativă și să îi dăm aici un unboxing frumos. N-am mai avut răbdare până așa. Ia să vedem, băieții, ce avem aici în cutia asta. Pentru treaba asta, nu uita să strângem 3000 de like-uri la videoclipul acesta, pentru că Alice e primul PC din istoria canalului a făcut. Da, băieții, ne apucăm să montăm bijuteria. Bă, cred că nu mai facem așa gen vlog când o montăm, că o să ne facem nervi, să ne facem ăștia pe aici cu piesele, așa că mai bine vă mai fac așa cât un update din când în când, când mai montăm pe la el. Mă rog, ce zici, frate, îl facem rici. Măi, că abia aștept să-l văd, frumușelul meu, banditul meu. Băieții, avem aici toate firele de la PC-ul vechi. Pe aici au tisat, auzi. Toate, băi, cât de nu sunt. Pe adaptorul ăsta, mâncava-ș gura voastră, am dat pe adaptorul ăsta. Stai puțin, deconectează-l la roate, te rog eu puțin. Înțelegi, că nu ne mai trebuie. Bă, mâncava-ș. Deci pe adaptorul ăsta am dat 50 de lei pe porcăria asta, când am luat eu vechiul meu PC. Ca să pot conecta, că gen, sursa asta nu aveam eu pe placa de bază așa ceva din ăsta cu atâția pin și a trebuit să iau din ăsta, cu mai puțin pin. Și mi-am băgat picioarele cam la 50 de lei pe și acum iau. Bă, de vreau că bagi o sumă de bani în ele și pe aia le schimbi. Așa e ca la mașini. Băi, ți-a venit monstruozitatea. O avem aici, a venit și din cutie frumos. Băi, nouță mă mâncava și nouță, n-are praf pe ea, n-are nimica. Doamne, abia aștept să o pun în funcțiune, doamne. Băieți, revenim de la câteva zile după montarea calculatorului, cred că o săptămână chiar. Și haide să vi-l arăt așa un pic, n-am cum să vi-l mai scot de aici că l-am băgat bine. Să vă explic, deci avem aici una bucată placa video, care am cumpărat-o, este un GTX 1660 Super de 6 GB. Avem acolo procesorul, deja v-am spus, Ryzen 5 5500, însoțit de 16 GB RAM DDR4 cu frecvența de, nu mai știu, 2600 parcă, nu mai știu exact. Asta, sursa e de 450 de la Enjoy. O să mă jurați acum și o să ziceți că e o petardă, că chiar așa e. Și haide să vă arăt aici invenția mea de am făcut-o. Avem aici una bucată gaură în carcasă, nu știu dacă vedeți, îmi de degetul pe aici, ca să se răcească bine placa video. Pentru că, după cum observați aici, placa mea video e prea băgată în carcasă, gen nu mai are loc să se mai răcească. Dacă nu vedeam aici gaură, nu mai avea loc să se mai răcească. Și aici am suspendat carcasa pe niște bucăți de polistiren și aici e un din ăla de scoci. Aici e băgat un din ăla de scoci. Am făcut niște improvizații pe aici ca să se răcească bine. În rest se comportă perfect. N-am avut până acum nicio problemă cu PC-ul, e parfum. O să încep să fac și live-uri de pe el, pentru că de asta l-am luat să fac live-uri.
Îmi editează, îmi randează clipurile în 3 minute și ceva, ceea ce sunt mega bucuros. PC-ul vechi îmi randa clipurile în 2 ore aproape. Deci eu zic că e destul de bine. Băieți, dacă vreți, vă pot face și prezentarea tool-ului, setup-ului, gen, ca mai bă, făcut pe aici și pe la setup câte ceva. Dar numai la cererea voastră, dacă vreți să-l fac. În rest, nu mai am ce să vă mai arăt. V-am arătat calculatorul. Sper că vă place. Pe parcurs vreau să-i schimb carcasa, pentru că e mică și na, nu prea... Și improvizat, am improvizat-o eu pe toate părțile. Aș vrea să iau ceva tot la fel carcasă, dar mai mare. Vreau să nu iau mini ATX, vreau să iau mai mare. Dar asta rămâne de văzut. Băieți, cam asta a fost și cu videoclipul despre prezentarea noului meu calculator, care sunt sigur că nu mă va dezamăgi. Cred și eu, nu știu. Acum să vedem. Eu am fost Midu și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat!